Pompierii din județul Neamț au intervenit pentru salvarea unui bărbat prins sub tractor în comuna Grumăzești. Din cauza unor defecțiuni tehnice, vehiculul s-a răsturnat de pe deal. Șoferul a fost aruncat afară, iar tractorul s-a prăbușit peste el. Cu ultimele puteri, bărbatul a sunat la 112, apoi și-a pierdut cunoștința. Pompierii au venit imediat cu o auto specială de descarcerare. La fața locului au ajuns și polițiștii însoțiți de o ambulanță. Pe un câmp de pe raza localității Grumăzești, un tractor agricol s-ar fi răsturnat. În urma deplasării la fața locului și a cercetărilor efectuate de polițiști, a rezultat faptul că la aceeași dată, în timp ce un bărbat în vârstă de 40 de ani din localitatea Grumăzești desfășura activități agricole, datorită unor defecțiuni tehnice, ar fi căzut cu tractorul într-o propastie. Din nefericire, echipajul medical sosit la fața locului a declarat decesul bărbatului. Zona în care s-a răsturnat tractorul era greu accesibilă. Ca urmare a unui apel la 112, din jurul orei 13, forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului Târgu Neamț au intervenit în comuna Grumăzești pentru extragerea unei persoane de sub un tractor ce s-a răsturnat. Din păcate, bărbatul în vârstă de aproximativ 41 de ani prezenta leziuni incompatibile cu viața. Medicii au încercat să-l resusciteze pe bărbat, însă acesta prezenta leziuni incompatibile cu viața. Medicul de la fața locului a fost nevoit să-i declare decesul. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.